Ministrul Educației Sorin Câmpeanu anunță faptul că vacanța de primăvară va suferi modificări. Aceasta va fi prelungită până la data de 4 mai, astfel încât să includă Paștele Catolic, dar și pe cel ortodox. Elevii mehedințeni nu sunt deloc bucuroși cu privire la noua modificare a anului școlar. Vacanța de primăvară va suferi mici modificări din spusele Ministrului Educației. Aceasta va începe pe 2 aprilie și se va termina pe 4 mai, astfel vacanța va fi prelungită cu 3 săptămâni. Din perspectivă epidemiologică, luna aprilie este un vârf al cazurilor de COVID-19. Ministrul Educației Sorin Câmpeanu a anunțat faptul că vacanța de primăvară va fi prelungită. Ce părere ai despre asta? Nu știu ce să zic, mi se pare cam prea mult. După ce am făcut jumate de ani școlar, l-am făcut online. Și ne mai lovesc și cum cu o vacanță s-ar putea să avem foarte multe goluri acum pe care nu mai putem să le recuperăm, cum am fi făcut-o la școală ușor, ușor. Acum rămâne de văzut ce face la BAC. Din punctul meu de vedere, este o decizie proastă, nu sunt de acord. Presim că o să avem mult de pierdut noi cei de clasa 12-a, deoarece o să ne obișnuim cu vacanța și o să lăsăm școala pe ultimul plan. Deci cel mai bine era la școală, din punctul meu de vedere. Elevii nu sunt deloc încântați de această decizie luată de Ministrul Educației. În sistemul online de învățare, materia nu a fost aprofundată, iar aceștia s-au ales cu lacune greu de corectat. Nu am o părere foarte bună, deoarece, având în vedere că am stat foarte mult acasă și astea, mai ales că acum ne-a prelungit vacanța cu 2-3 săptămâni, nu avem timp să ne pregătim foarte mult. Era mai bine la școală. Vacanța de primăvară prelungită cu 3 săptămâni nu este deloc o decizie înțeleaptă în viziunea elevilor de clasa 12-a. Urmează o etapă foarte importantă pentru adolescenții din anul terminal de liceu, iar aceștia își doresc mai mult ca niciodată revenirea la normalitate.